Salutare, oameni buni, pentru astăzi să vă fac un bilet pentru ziua de sâmbătă 16 a octombrie. În câteva meciuri, foarte multe meciuri echilibrate. Trebuie ținut cont și de faptul că jucătorii vin după meciurile echipelor naționale, antrenatorilor naționale, așa că s-ar putea ca unii jucători, unele echipe mai bune să fie numai obosiți. O să joc în Premier League. Am decis să joc la meciul dintre Leicester și Man United. Man United a mers bine la început, a fost entuziasmare, a venit Cristiano Ronaldo la ei. Au câștigat destul de meciuri. Prima parte părea că sunt pe un val, dar apoi au apărut și meciurile foarte slabe. Bătut cu Chiu cu Vai 2-1 la West Ham, apoi în cupă au pierdut 0-1. În campionat au pierdut 0-1 cu Aston Villa, apoi cu Villarreal în Champions League un 2-1 la limită, cu Everton a făcut 1-1. Deci o echipă care a început deja. Eu zic că sunt mulți acolo jucători un pic cu aire de vedetă și nu o văd bine pe Man United. Nu cred că va fi o echipă acolo de top. Bruno Fernandes este jucătorul cel mai bun de la Man United în acest moment, după părerea mea. Este o echipă care a mers rău de tot, are înfrângeri cu Brighton, frângere cu Legia Varsovia. Meciul cu Burnley a făcut un 2-2. Va fi un meci deschis, Leicester fiind acasă trebuie să ataci. Deci să joc un pariu pe goluri, 26 goluri. Meciul din Italia, AC Milan cu Verona. AC Milan o super, super echipă, a avut un sezon foarte bun. Acolo sus, cu împreună cu Napoli, sunt echipele care nu au pierdut niciodată. A făcut 1-1 cu Juventus, în rest mai victorii. Cu 2-0, 2-1, 3-2, cam meciurile lui AC Milan care am acolo se învârt, 1-1, 2-1, 2-0, 3-1, 3-0, cam acolo, 2-3 goluri, 2-4 goluri. Pentru golul Verona, totuși o echipă foarte slabă, în ultimele 5 meciuri a pierdut cu Bologna 0-1, apoi a făcut 2 victorii, 3-2 cu AS Roma, a avut un pic de șansă acolo, nu știu cum a bătut pe Roma, Roma a condus cu 2-1, apoi 2 egaluri, 2-2, 3-3 cu Genoa și cu Verona, dar vedem multe goluri primite. Prin 14 goluri, dar și dat și cred că vor fi goluri aici. Eu o să pariez că Milan dă 2. Așadar, Milan marchează 2 goluri. Este o cotă de 1.57. Și al treilea meci o să joc, din România, FCSB cu Mioveni. Chiar dacă FCSB s-a anunțat acum câțiva jucători infectați, dar mai mult sunt oameni din staff. Antrenorul Edi Iordănescu nu va putea să stea pe bancă și încă mulți alți oameni din staff. Olaru, Coman, Tănase și-a revenit, am înțeles, probabil va juca Octavian Popescu și Ovidiu Popescu, fundașul stânga este apt. Deci jucătorii din față sunt apt, probabil că va putea să joace și Cheșeru. Continuă meciul, FCSB are 5 victorii la rând. CSM Iuveni au un frângere 0-1, 0-4 cu Voluntari, 1-2 cu Faru, un 0-0 cu Argeș Chinuit. O să joc FCSB 1 solist la cotă de 1.50. Din aceste 3 cote avem o cotă de 2.94. Asta ar fi un bilet al meu pentru ziua de sâmbătă. Mersi de atenție, astea sunt poturile mele pentru sâmbătă. Baftă la pariuri!